Cina Domnului este instituită de Domnul Iisus Hristos în acest context, este instituită știind că El urmează să-i părăsească și este instituită spre amintirea Lui, dar spre beneficiul lor. Pentru că Domnul Iisus Hristos știe că noi vom avea nevoie de o amintire constantă despre jertfa și părtășia și unitatea care o avem în El. El știe că pentru o perioadă suntem lăsați, trimiși în această lume ca miei, ca oile la lupi și avem nevoie ca tot timpul în mintea noastră, în sufletul nostru, să ne aducem aminte. El a murit pentru noi. El și-a vărsat sângele pentru noi. Ba mai mult, El a înviat pentru noi și este la mâna dreaptă a Tatălui și El mijlocește pentru mine și nimic nu mă poate separa din mâna Lui. Și am nevoie ca să-mi amintesc lucrul acesta. În fiecare zi, în fiecare miercuri seara, în fiecare duminică și de fiecare dată când vin la cina Domnului în mod deosebit, sunt amintit de lucrul acesta. Asta este scopul. Ca eu să fiu întărit, ca eu să simt într-un mod tainic, într-un mod special, o părtășie și o unitate împreună cu frații mei și împreună cu Hristos. Nu este doar să-mi împlinesc datoria de a vesti în amintirea Domnului Iisus Hristos. Da, este și asta. Dar este spre beneficiul meu, a credinciosului.